Bun, începem o nouă ediție a emisiunii Cetățean European. Toni Matei mă numesc. Și Gabriela Tortura, bună seara și bine v-am găsit, vă spunem din nou. Cum am promis săptămâna, cred că nu trecută, că acum două săptămâni am promis că o să vorbim despre fumat și o să vorbim despre factorii decisivi asupra vieții și cu siguranță asupra sănătății. Invitații din platou. Bogdana Costoiu, președinta Asociației de Oncologie Sfântana. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și voluntarul nostru, Alexandru Bâldea. Nostru, al Asociației Sfântana. Da, adică voluntarul care este prezent majoritatea timpului, cred că, eu știu, cât timp petrece la Asociație Bogdana? Păi el vine și zilnic după școală. Deci este cel mai apropiat, nu? Sunt câțiva voluntari care sunt apropiați asociației noastre. Încep cu fetele de la Spiru Haret, Mihaela Dragnea și Diana Motea. Alexandru și mai sunt două fete de la Ecaterina Todoroiu, mă rog, care sunt mai vechi. Mai avem câțiva voluntari mai noi. Lori și Elena Crețan, Lori Petrescu, dacă nu mă înșel, chiar n-am mai văzut-o de ceva vreme. Și două voluntare mai micuțe, fica mea Iulia Costoiu și cu Diana Cănăluș. Perfect. Am vorbit la trecută despre voluntari. De această dată, în emisiunea aceasta, o să vorbim despre cancer și în special despre fumat, pentru că majoritatea dintre locuitorii municipiului Târgu Jiu, din județul Gorj și nu numai, și din țară, sunt fumători. Spuneți-ne care sunt riscurile. Riscurile fumatului sunt multiple. Noi am făcut ca și asociație campanii în școli, în principal, pentru faptul că se știe că tinerii fumează, din păcate, de la vârste din ce în ce mai fragede. Am avut o campanie în 2012 și puțin mai târziu, dacă îmi permiteți, o să vorbesc despre această campanie, prin care noi am încercat să imprimăm elevilor această educație, nu fumat, aș putea spune, sau să-i determinăm pe cei care fumează să se gândească de două ori înainte de a prinde o țigară. Să zicem să nu spunem vorbe foarte mari și să spunem să se lase de fumat, dar măcar să-i punem puțin pe gânduri. Riscurile la care se supun persoanele care fumează sunt multiple. Noi, fiind Asociație de Oncologie, evident că avem mai multe date despre riscurile la care se supun oamenii atunci când fumează, vis-a-vis de apariția unui cancer, bronhopulmonar în special, dar nu numai apariția cancerului bronhopulmonar, deci nu ne referim doar la asta. Din cauza fumatului pot să apară sau am putea spune favorizează apariția altor tipuri de cancer și accelerează dezvoltarea celulelor canceroase, practic în orice tip de cancer. Deci se vede influența fumatului. Bineînțeles că, și dacă îmi permiteți, eu o să mă uit pe un material care îl avem. Avem în fața un pliant pe care noi l-am editat în 2012. Și din datele pe care le aveam la vremea respectivă și care s-au menținut, fumatul este incriminat în apariția cancerului pulmonar, dar și altor tipuri de tumori maligne. Spuneam din sfera ORL, stomac, esofag, pancreas, vezică urinară, rinic, col uterin și leucemia acută mieloide și așa cum spuneam, practic accelerează și favorizează acest proces și în alte tipuri de cancer. În afară de maladii neoplazice, adică de cancer, tutunul are rol în geneza unor boli cardiace, de exemplu infarctul miocardic, accidente vasculare cerebrale și afecțiuni respiratorii cronice. O să vedeți... Avem și niște poze. Avem și niște poze, da, și aici o să ne referim puțin la pozele respective. Și o să ne referim să la cancerul bronhopulmonar, dacă mi-ați permite, aș vorbi acum puțin despre cancerul bronhopulmonar. Da. Iar apoi din filmulețul care avem pe ecran niște plămâni, da, se vede cum arată plămânul unui fumător după câțiva ani de fumat. Vedeți cât de distrus este. Da. Într-un asemenea caz, din câte știm de la medicii noștri care ne pun la dispoziție astfel petele de materiale, cele negre reprezintă da, nu știu exact să explic medical, fiindcă nu sunt medic de profesie. Din ce știu de la medicii noștri care ne pun la dispoziție astfel de materiale, într-un asemenea caz este deja foarte, foarte grav.
Deci este foarte greu. Da, da, este foarte greu. Da. Altă poză care o mai avem. Și mai avem încă o poză. Aici arată în stânga un plămân sănătos, iar în dreapta este un plămân bolnav de toamnă. Un fumător. Arată ca un plămân toamnă. Da, da. Adică da. E foarte deteriorat. E... Da. Deci, da. Încă o dată sper să tragem un semnal de alarmă și avem o poză. Aici avem un afiș pe care noi l-am editat în campania în școli din 2012. Împreună cu Consiliul Județean Gorj am făcut campania. Acolo se vede imaginea unei fumătoare din Carolina de Nord. Cei care au văzut afișele în școli și aduc aminte, imaginea nu știu cât se observă la, se observă foarte bine la televizor. Avem și scris. Este... Sper ca cei care stau mai rău cu privirea să se apropie de televizor, pentru că e foarte interesant. Da, și chiar să privească, i-aș ruga să privească fața și gâtul și acestei femei care s-a îmbolnăvit în urma fumatului. Adică e clar că ea s-a îmbolnăvit în urma fumatului. Nu are altă cauză. Aici este pliantul care noi l-am editat la vremea respectivă. Deci cancerul ucide indiferent de vârstă. Da. Spune da. Stop fumatului. Da, slogane destul de puternice. Da. Vorbeam despre cancerul bronhopulmonar. De pildă, în 2012, cele mai multe persoane nou intrate în statisticile din Gorj, în ceea ce privește cancerul bronhopulmonar. Persoanele diagnosticate cu cancer bronhopulmonar au fost cele mai numeroase în 2012, intrate în statisticile oncologiei din Gorj, urmate de cancerul la sân și cancer de col uterin. Deci se pare că gorjenii în 2012, cel puțin, se îmbolnăveau cel mai mult de cancer bronhopulmonar, gorjenii. Deci de da, da, și din da, și în stadii curabile de regulă nu sunt diagnosticați. În ceea ce privește cancerul bronhopulmonar, sunt diagnosticați în stadii care nu mai pot asigura o vindecare. Pentru cei care nu fumează, fumatul pasiv este la fel de periculos ca și cei activ? Da, da, este foarte periculos și fumatul pasiv. Cum se manifestă cam acest cancer? Se consideră o țigară, ca și cum ar fi fuma o țigară la... Deci în momentul în care inspiră acest fumul de țigară, se consideră ca și cum ar fuma o țigară la 8. Ok, da, deci da. Deci important este că cei care puștii care se duc prin baruri și care se duc și eu știu socializează, nu, să spun numai, așa. Nu, dar de stau cu colegii. Spațiile acelea, la un moment dat s-au făcut spațiile acelea delimitate pentru cei fumători și cei nefumători. Acum, da, care se respectă sau nu, din păcate. Da, nu prea se respectă. Ce facem pentru copii? Adică eu zic că e un semnal de alarmă totuși la ce am văzut la televizor. Acum eu cred că ar trebui foarte multe campanii. Ar trebui multe, campanii da, în școli și arătat copiilor ce se poate întâmpla atunci când fumează, așa cum o să se vadă când dumneavoastră o să decideți mai târziu în filmulețul pe care noi avem l-am pus. Dar o să-l vedem imediat după da. Publicitatea de la 20. Da, aș vrea să vă spun, de pildă pentru copii, mulți și am întâlnit și adulți care spun, am pe bunicul, am pe mama, am care a fumat până la nu știu vârstă și n-a mai făcut cancer de plămân. Erau alte vremuri la vremea respectivă. Acum combinăm. Imunitatea este foarte scăzută și clar scăderea imunității și toată alimentația, toate urile care le mâncăm, noi nu mâncăm bio, cum se spune. Pe vremuri se mânca bio, normal că organismul avea altă rezistență. Acum, pe fondul acestui trai nesănătos, a faptului că nu facem nici exerciții fizice și mâncăm... Mâncăm mâncare sintetică? Da, și nu inspirăm aer curat. Da. Și mâncăm mâncare sintetică, normal că organismul este deprimat și imunitatea este destul de scăzută, la modul general. De multe ori se spune, medicii noștri spun că este o impresie falsă când spunem că avem o imunitate foarte bună. În general, nu mai există o imunitate foarte bună. Și aș vrea să spun celor care ne privesc că în urma studiilor efectuate în ultimii ani s-a descoperit o legătură foarte clară între fumul de țigară și apariția cancerului bronhopulmonar. Și dacă îmi permiteți, o să citesc din material. Expunerea la fumul de țigară duce în final la apariția unor modificări la nivelul genelor fumătorului. Adică, practic, intervine, da, și intervine o modificare celulară. Și, în principal, se inactivează.
În principal este senină... și ereditar, adică dacă, eu știu, se modifică practic și... Nu știu asta să vă răspund în ceea ce privește cancerul pulmonar. Este clar că sunt cancere care pot fi ereditare. Nu știu, la emisiunea viitoare o să vă răspund, o să mă informez și o să vă răspund la întrebare. Nu este vorba de gene. Deci expunerea la fumul de țigară duce în final la apariția unor modificări la nivelul genelor fumătorului. Nu are, ceea ce citesc acum nu are legătură cu ereditatea. În principal se inactivează genele care blochează apariția cancerului în organism. Deci noi avem toți în organism anumite gene care se numesc supresoare și care normal luptă, fac organismul nostru să lupte cu apariția cancerului. Fumând, inactivăm aceste gene. Aceste modificări vor induce semnale pentru dezvoltarea de celule anormale, celule maligne, care prin multiplicare necontrolată vor produce cancer. Și uitați, a descoperit și este foarte clar, de exemplu, în cazul cancerului pulmonar, fumatul determină inițial pierderi de gene supresoare de pe cromozomii 3, 9 și 17. Adică fumăm și genele acestea supresoare care s-ar lupta în mod normal în ceea ce privește apariția cancerului broncopulmonar, să existe pierderi de gene din acestea bune, luptătoare, de pe cromozomii 3, 9 și 17. Cele mai importante dintre acestea, 16, P16 și P53, prin dispariția lor, declanșează o cascadă de transformări care se finalizează cu apariția celulei maligne și apoi a cancerului pulmonar. Asta este din studiile, nu pot să explic mai mult decât scrie aici, dar este clar că există o legătură foarte clară între fumat și apariția cancerului pulmonar. Materialul respectiv noi îl avem, este pus la dispoziție pentru asociația noastră de medici de la București, cu care noi colaborăm, de la Institutul Oncologic București. Și așa spunem și celor de acasă că au un număr de telefon așa pe ecran. În cazul în care vreți să intrați în legătură directă, puteți să o faceți dacă aveți întrebări, dacă aveți câteva semne de întrebare, dacă în cazul în care fumați sau nu fumați, puteți să o faceți. Iar întrebările la care nu vom putea răspunde, noi o să ne informăm, o să luăm legătura, fiindcă noi uneori chiar aproape zilnic luăm legătura cu medicii noștri din București. O să ne informăm și prin intermediul dumneavoastră o să le dăm răspunsul persoanelor respective. Aș vrea să mai spun că se consideră că 90% din decesele prin neoplasm pulmonar la bărbați și 80% la femei apar ca urmare a fumatului. Deci 90% la bărbați din decesele prin cancer de plămâni se datorează fumatului, iar șansele de supraviețuire a acestei boli sunt minime. Adică 60% din persoanele afectate decedează în mai puțin de un an de la diagnosticare, iar mai puțin de 15% din victimele cancerului pulmonar supraviețuiesc la 5 ani de la diagnosticare. Aș vrea să vă mai spun că pentru 85% dintre cazurile de cancer bronhopulmonar, deci 85% se datorează tabagismului, fumatului. Ok. Deci încă un semn de, să spunem așa, ce semn? Eu zic că mai mult ca sigur trebuie subliniat și scos în evidență faptul că fumatul duce evident la o boală sigură, să spunem așa, și necruțătoare. Bun, educația în primul rând. Și cum putem să educăm? Prin aceste campanii, prin aceste flyere sau prin aceste, eu știu, mici informații date, foarte rapid și foarte scurt și foarte comprimat. Pentru că acum omul în ziua de astăzi este, spunem așa, secolul vitezei, tot timpul trebuie să culegem informațiile foarte repede. Care este, eu știu, tehnica necesară pentru a educa societatea? Din experiența pe care o avem din campaniile din anii trecuți, aș putea să vă spun că pliantele pe care le distribuim nu pot să zic că au un impact foarte, foarte mare. Citesc, le aruncă, nu cred că sunt de un impact atât de mare, atât timp cât nu sunt prezentate. Noi am făcut campanii de masă când am intrat în școli și în licee, am discutat cu profesorii responsabili de acțiune în școala respectivă și am rugat ca la oră de dirigenție, așa a fost și proiectul construit, ca la oră de dirigenție să prezinte, dacă se poate, și filmul. Școlile care au avut posibilitatea tehnică să prezinte filmul
l-au prezentat și vreau să vă spun, chiar o elevă a leșinat la vizionarea filmului. Bine, a fost este foarte atât de dur, o să putem să nu puteți să-l vedeți liniștiți, dar o elevă mai sensibilă a leșinat. A avut un impact deosebit filmul și după aceea, citind pliantul, pur și simplu au rămas cu ceva informații. Okay, doar distribuirea de materiale informative tipărite pe hârtie nu impresionează. Cred că ar trebui, sau prin sistemul informatic, acum prin Facebook, prin, nu știu, cred că astfel rețele de soluții. Socializare și da, alte... da, noi ca asociație vom continua campaniile în școli. Anul acesta vom face pe cancerul de piele. Perfect. Campanii. Ce mă îngrijorează pe mine? Am înțeles, efectele se pot arăta, îi putem speria, dar ce putem face cu dependența? Cum putem combate dependența? În ceea ce privește dependența, din cunoștințele pe care le am și din discuțiile pe care le-am avut cu doamna doctor Cristina Stoica. După alcool este al doilea din lume, nicotina e cel mai consumat drog, să spunem așa, că e un drog la urmă. Da, este un drog. Unul dintre medicii noștri voluntari este medic pneumolog la Spitalul de Pneumoftiziologie din Leamna Dolj, din județul Dolj. De asemenea, mai este și doamna doctor Elena Vlad, căreia îi mulțumim, de la Spitalul din Târgu Cărbunești, care ne ajută foarte mult și care a participat la acțiunile noastre. Din cunoștințele pe care le am de la dumnealor și de la alți medici cu care am discutat, am înțeles că sunt în cadrul spitalului sau policlinicii, nu am înțeles foarte bine, sunt cabinete. Cei care vor să se lase de fumat se pot duce acolo și să beneficieze de asistență medicală gratuită. Pot fi învățați din câte anumite tehnici pentru a da, scăpa de... Da, am înțeles că sunt ani în care se dă și un premiu și medici, deci sunt medici pneumologi. Am înțeles că au luat și premii în câțiva ani. În anul trecut, cred că nu s-a desfășurat această acțiune, nu așa, a fost un an din ultimii ani în care nu s-a desfășurat această acțiune. Ei pot fi consiliați acolo și ajutați să treacă de această perioadă, că și la renunțarea de fumat, la fumat intri într-un fel de sevraj. Na. Da. Din câte mi-aduc eu aminte ca din discuții, da, li se dădeau la un moment dat și plasturi, cred că, da, nu gratuit. Nu știu dacă și... compensa, să spunem, lipsa de nicotină. Oricum pot să beneficieze de asistență gratuită. Da, este da, dar se pot duce la... Eu așa știu că și anul acesta se continuă astfel de acțiuni, dar se pot duce, cei interesați se pot duce eventual la Direcția de Sănătate Publică, este în cadrul Spitalului 700 și să întrebe și vor obține informații. Eu o să-mi notez și o să vă informez și pe dumneavoastră mult mai în amănunt. Perfect. Ne pregătim pentru o scumpă mea publicitar, rămâneți cu noi, pentru că imediat o să vă arătăm un filmuleț care o să vă marcheze și poate dependența dumneavoastră o să dispară subit, să spunem așa, după ce o să urmăriți materialul. Dar până atunci, un scurt moment publicitar și revenim. România Hidroservice SRL este soluția problemelor tale. Lider național în domeniul produselor de etanșare hidraulică, având cel mai mare stoc din Europa de Est. România Hidroservice este specializată în fabricarea și comercializarea de garnituri hidraulice, furtunuri hidraulice, kituri complete pentru basculare bene, distribuitoare, rezervoare, pompe, elemente componente pentru cilindri hidraulici, aparatură și piese detașate pentru buldozere, excavatoare, macarale și combine agricole. România Hidroservice execută reparații de înaltă calitate în maximum 24 de ore pentru cilindri hidraulici, subansamble hidraulice, mașini unelte și utilaje cu acționare hidraulică la fața locului sau în atelierele proprii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Primăverii, numărul 3, la telefonul 0253-228-443. România Hidroservice, să rămâi în compania celor puternici. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Fascinanta Grecie este la doar un pas.
Atmosfera elenă, aromele îmbietoare și spiritul pasional le găsești la taverna grecească Eleonas. Îți oferim o experiență culinară inedită. De la fructele de mare la carnea pregătită în mod tradițional grecesc, la cărbune sau la proțap, pește și clasicele salate. Simte savoarea mediteraneană la taverna grecească Eleonas din Târgu Jiu, zona Abator, lângă sediul ITM. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SECE Raico SRL, dealer autorizat Husqvarna, îți oferă soluții pentru munca de grădină. Aici găsești produse performante și durabile. Motofierăstraie, mașini de tuns iarba, motopompe. O gamă variată de unelte, echipamente de protecție și accesorii. Le găsești la sediul nostru din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Club For You, locul în care rafinamentul și eleganța se îmbină perfect cu distracția. Club For You, atmosferă întreținută de DJ profesioniști și de cei mai în vogă artiști. Situat în Motru, lângă supermarketul Biocela. Clubul în care vrei să revii de fiecare dată alături de prieteni. For You. For You. Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum, civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjeni. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât. Sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta! Cabana Sohodol, situată pe pârtia de schi din Rânca, oferă condiții ideale de cazare la prețuri accesibile. Atmosferă primitoare, camere spațioase și călduroase. Cabana dispune de restaurant propriu care vă așteaptă la o masă ca la mama acasă, la gura sobei. Ai hotărât să îți mobilezi casa, dar nu știi de unde să începi? Acum ai soluția MobExpert în Târgu Jiu, în sediul complexului comercial Eurosport. MobExpert prin Eurosport oferă cea mai mare colecție de mobilier. Living, dining, dormitoare, colecție de canapele, bucătării, mobilier de grădină. Consilierii MobExpert îți oferă soluția ideală de a-ți decora casa printr-o gamă largă de decorațiuni interioare și exterioare. Iar dacă nu ai toți banii, noi am găsit o soluție. Rate cu dobândă zero. Ne găsiți pe calea București numărul 9 în incinta complexului comercial Eurosport. Bun, am revenit astăzi mai devreme cu urmărul publicitar. Revenim la emisiunea noastră care, cu siguranță, poate până la final o să vă determine pe unii dintre voi să vă lăsați de fumat. Educația în privința cancerului. Și aici vorbim de cancerul... bronhopulmonar, care în special... Am și vorbit în pauză de o statistică. Da, am vorbit de o statistică. Aș vrea să vă spun că la fiecare 24 de ore mor cam 100 de fumători. Iar pe scară mondială, decesele cauzate de fumat sunt în număr mai mare decât cele cauzate de SIDA, TBC, mortalitatea maternă,
accidente de circulație, sinucideri și crime. Deci e mult de mai violent decât, da, mai violent de decât toate cauzele care le vedem noi la televizor în fiecare zi la știri. Bun, haideți să vorbim puțin de filmulețul care o să-l vedem. Da, este un film pe care noi l-am realizat cu sprijinul Consiliului Județean Gorj. Este vorba de filmul realizat în campania din 2012, campania care s-a numit Spune Stop Fumatului, cancerul ucide indiferent de vârstă. Și cred că va fi destul de imagine pe care le vor urmări telespectatorii dumneavoastră, vor fi destul de elocvente. Și după comentăm, facem noi sinopsisul. Și dacă după doriți, noi vă și lăsăm filmulețul, avem și un stop, da, un spot radio pe sticul pe care vi l-am adus și poate sunt, noi am avut la asociație surpriza foarte plăcută să vină părinți sau profesori. Noi am avut campania la vremea respectivă și filmul a fost și pe canale de televiziune difuzat și am avut surpriza ca la sediul asociației să vină părinți sau profesori care ne-au rugat să le dăm filmulețul, care nu are decât undeva în jur de 6 minute, pentru a-l prezenta la clasă, deci în afara campaniei noastre, sau părinții pentru a-l arăta copiilor. Sau chiar am avut plăcuta surpriză să spună: a, dă-mi te rog și mie filmul că vreau să îl pun lui bărbatul meu, poate o să o lăsa de fumat. Da, da. Bun. Să-l urmărim, nu? Haideți să-l vedem. Știau că este dăunător, dar nimeni nu-și dădea seama cât este de rău. Cel mai îndelungat studiu asupra fumatului din lume arată că riscurile tutunului au fost subestimate. Până acum se credea că printre cei de vârstă mijlocie, rata mortalității este de două ori mai mare la fumători decât la cei care n-au fumat. Acum se știe că această rată este de aproape de trei ori mai mare. Zeci de mii de vise mor în fiecare an de cancer. Dar există și o veste bună. Cei care părăsesc fumatul au perspective mult mai bune decât cei care continuă. Iar cei care se lasă de tutun nu au șanse mai rele de supraviețuire decât cei care n-au fumat niciodată. Studiul la care ne referim, care a durat 40 de ani și a fost efectuat asupra 34.000 de medici bărbați din Anglia, arată că fumatul crește riscul apariției a 24 de boli, din care amintim cancerul, bronșita și enfizemul pulmonar, boala coronariană, accidentele vasculare cerebrale. Aproximativ jumătate dintre fumători vor fi uciși de obiceiul lor. Cigarette is doing you damage. This is part of an aorta, the main artery from the heart. Smoking makes artery walls sticky and collect dangerous fatty deposits. This much was found stuck to the aorta wall of a smoker, age 32. Every cigarette is doing you damage. Studiul a apărut în British Medical Journal și a fost efectuat de Centrul de Cercetare a Cancerului din Oxford, Anglia. Autorii atrag atenția în special asupra diferitelor forme de cancer survenite datorită fumatului: cancer broncopulmonar, bucal, faringian, esofagian, gastric, pancreatic, de vezică urinară, de intestin gros și în special rect, precum și frecvența leucemiilor mieloide, a bolilor de inimă și accidentelor cerebrale întâlnite la fumători. Nicotina duce la dependență. E ușor să începi să fumezi,
dar este foarte greu să te lași. Știați că fumătorii sunt mai frecvent implicați în accidente de circulație și comit mai multe încălcări ale legilor circulației decât nefumătorii? Cu fumul de tutun inhalat pătrunde în organism și oxidul de carbon, care, fixându-se pe hemoglobina din eritrocite, scade cantitatea de oxigen din sânge. Din acest motiv, fumătorii obosesc mai repede decât nefumătorii, reflexele lor devin mai întârziate și capacitatea de concentrare mai redusă. Concomitent, fumatul crește frecvența pulsului, crește glicemia și produce o secreție puternică de adrenalină. Aceasta înseamnă că fumătorii sunt mai expuși efectelor stresului, iar capacitatea lor de efort e mai redusă în comparație cu nefumătorii. Fumătorul expune la miile de substanțe toxice și pe cei care îl însoțesc. Știați că fumătorii suferă mai des de dureri lombare decât nefumătorii? În legătură cu cauzele și mecanismele acestui fenomen s-au incriminat mai mulți factori. În primul rând, fumătorii suferă adesea și de o bronșită cronică și tușesc mai des. Ne adresăm în special tinerilor, care au mai multă voință decât vârstnicii. Nu vă lăsați ademeniți de tutun, indiferent sub ce formă și indiferent cât de ispititoare pare folosirea lui. Iar cei care au căzut pradă viciului, pe aceștia îndemnăm să facă un efort de voință pentru a scăpa de un șir nesfârșit de suferințe. Every cigarette is doing you damage. Chemicals from tobacco smoke get into your bloodstream and can damage the delicate blood vessels inside your eye. We now know that smoking is a major cause of irreversible blindness. Every cigarette. Every cigarette is doing you damage. Smoking creates blood clots which can cause strokes. Some strokes kill, blind, or paralyze. Others you don't even know you're having. This is the result of a minor stroke in a smoker aged 38. Sponges with millions of tiny air sacs for transferring oxygen. Every breath of tobacco smoke attacks them. No wonder smokers feel short of breath. Their lungs are rotting. Every cigarette is doing you damage. New research shows how tobacco smoke attacks a vital gene which protects lung cells from cancer. One damaged cell is all it takes to start lung cancer growing. Bun, am revenit. Ați urmărit de vreme materialul. Acum înțeleg de ce a leșinat domnișoara de acolo, din amfiteatru, unde l-a urmărit. Ideea este în felul următor. Sperăm ca cei de acasă să fie învățat ceva din acest filmuleț și să tragă ei singuri. Și haideți să vorbim. Facem sinopsisul după, ca să spun așa. Nu se face așa, se face înainte, dar haideți să discutăm despre acest material. Materialul nu este suficient de dur, aș putea spune, pentru faptul că noi l-am realizat pentru elevii din clasele 7-12 și ca atare am mai eliminat așa din imaginile sau, eu știu, din informațiile care consideram că sunt prea dure pentru vârsta respectivă. Aș putea să le spun telespectatorilor dumneavoastră că se poate și mult mai rău, adică se poate, noi ne-am gândit să realizăm un material mult mai... Totuși un semnal de alarmă destul de strident. Da, este. Categoric este, fiindcă toate informațiile de acolo sunt actuale.
Cert este că sunt din ce în ce mai multe decese cauzate de tot felul de boli, dar este clar că decesele cauzate de cancer sunt din ce în ce mai multe, iar apariția acestei boli bine, niciodată n-a putut fi controlată, evident, dar chiar nu se mai poate spune despre un număr redus de cazuri nou apărute de cancer. Cred că spuneam și în cealaltă emisiune că din statistici în acest moment 2 persoane din 5 au cancer și previziunile sunt foarte sumbre. Și am văzut un material și era foarte evident datorită faptului că din cauza fumatului, cu fiecare țigară, că ca să și traducem ce spune acolo, era un material făcut în limba engleză, spunea că pe esofag se strâng ce am văzut acolo, materia aceea galbenă, da, foarte oribilă, iar atacurile cerebrale sunt foarte frecvente. Ca da, coagulează sângele, facilitează... Din experiența pe care o am de când sunt voluntară la asociație, pot să vă spun că ne-am confruntat cu mai multe cazuri de cancer laringian și vreau să vă spun că persoanele respective fumau foarte mult. Deci fumam undeva la 2 pachete pe zi și, din câte am înțeles, beau băuturi acidulate. Normal că fumând atât de mult... Cola, putem să și spunem, ca da, să facem... Cola. Nu, cola. Da, mă scuzați. Da, normal că acolo deci se face o iritație din cauza fumatului, cancerul de limbă la fel se face... Iar acidul accentuează, să spunem așa... Da, da. Face o rană, chiar dacă nu se vede. Chiar ați văzut fumătorii, să vedeți limba unui fumător. Că limba unui fumător nu are culoarea obișnuită, rozalie, așa sau cum. Se negrește, se are o culoare așa galben, negricioasă pe mijloc, pe unde e. La fel, vă dați seama că fumul cum intră până ajunge în plămâni, vă dați seama cum se depune. Și normal că acolo există o modificare celulară, care, normal, cu orice modificare celulară poate să ducă la apariția cancerului. Da. Și mulți se lasă, să spunem așa, influențați de faptul că fumatul liniștește, că fumatul mă calmează, că n-am nervi, fumez o țigară. Majoritatea spun chestia asta, dar dimpotrivă accelerează ritmul cardiac, îți dă o doză de adrenalină și ești mai expus stresului, mult mai expus stresului decât un nefumător. Există cancer de cancerul gurii. Nu mai rețin exact cum se numește termenul medical, dar cancer în cerul gulii. Palatin sau... Da, da, na, cred că da. Fumătorii fac acest tip de cancer. Cum au reacționat cei mici, copiii, elevii? În afară de domnișoara care a leșinat în șeful, deci... Da. Noi am fost foarte mulțumiți de feedback. Adică au venit după și au întrebat, dar ce putem face? Sau eu știu... Da, i-au întrebat, bine, în mediul școlar, în campania a fost implementată în școli de profesorii psihopedagogi, au fost ajutați de profesorii de biologie, de diriginți, din câte știm de la ei, bine, au mai venit, așa cum vă spuneam, și la noi, în general, părinți și profesori să ne roage să le mai punem la dispoziții materiale, chiar am avut... un liceu și școala post-liceală Carol Davila și liceul Virgil Magiaru care au dorit să continue această campanie și în 2013. Bine, noi în 2013 am făcut o campanie, dar nu numai pe fumat, am făcut pe cancerele mamare, tot în școli, cancerele mamare genitale și bronhopulmonare, adică am atins și anul trecut această problemă a fumatului. Bineînțeles, campania a fost altfel făcută, dar vom reveni. Noi vrem din 4 în 4 ani să revenim în licee pe aceeași tematică. Adică facem... Nu crezi că ar trebui mai des? Nu știu, există foarte mulți tineri care... Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar noi ca organizație care suntem non-profit și suntem voluntari și o facem din banii proprii și, mă rog, cu ajutorul cât un sponsor și mulțumim sponsorilor care ne ajută, și uneori cu ajutorul și cu implicarea autorităților locale sau județene. Uneori, da. Noi, da, uneori. Noi atât putem să facem o campanie pe an. Acum, deci în 2012 am făcut cu fumatul, anul trecut, cum spuneam, mamar genital și bronhopulmonar. Anul ăsta vom face, sperăm cu ajutorul Consiliului Județean Gorj,
vom face o campanie tot în școli pentru prevenția și depistarea precoce a cancerului de piele. De ce am abordat aceste tipuri de cancer? Pentru faptul că, tocmai pentru faptul că putem educa tinerii. Adică noi facem campaniile în școli și avem o logică a noastră pentru faptul că în școli putem să intrăm la nivel de masă și copiii se duc acasă și împărtășesc informația părinților și așa practic numărul beneficiarilor noștri nu este doar 5.000, 7.000 sau 10.000 cât avem noi targetul, ci este mult mai mare, fiindcă ei împărtășesc informația părinților, grupurilor, rudelor și așa mai departe. Ce îi sfătuiți pe părinți? Pentru că până la urmă trebuie să existe o comunicare părinte-copil în ceea ce privește acest fumat care vedem foarte des copii prin școli, ascunzându-se prin toalete sau prin diferite locuri ca să fumeze. Și haideți să și întrebăm voluntarul nostru. Dacă ai trecut printr-o astfel de experiență. Sau dacă ai observat, să spun. Din păcate, în fiecare an, din ce în ce mai mulți tineri se apucă de fumat. Și chiar în liceul meu. Crezi că datorită grupurilor așa se influențează unul cu celălalt? Da. Asta... Ceva de genul să zici o fată, hai fată să fumăm sau hai, cred hai, că este hai și, prietene să fumăm. Da, ceva de genul că este la modă sau... Crezi că e din cauza terorismului se manifestă fumatul la vârste, eu știu, 16, 17, poate cauza și mai fragede? Anturajul. Anturajul. Și după probabil devine un viciu. Da. Da, devine un viciu, devine o dependență. Bun. Nu ai încercat niciodată? Adică n-am fost terminat? Cu toți am încercat, cred că nu, n-am încercat și nici n-am să încerc. A, n-ai încercat? Nu. M-a tentat. Eu sunt cu sportul. Da? Foarte bine. Apoi pe doamna Bogdana lângă tine, nici nu-ți dădea voie. Eu sunt mai sportiv de felul meu. Da, bun, perfect. Da, mă scuzați că vă întrerup, dar eu am pretenția de la voluntarii noștri să nu... Da, exact. Să nu îi văd că fumează pe undeva sau să nu aud că... Nu au conduită potrivită, exact, să spunem așa, pentru a reprezenta asociația. Bun, perfect. Da. Câteva cuvinte de final, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ce îndemnăm, să spunem așa, la educație privind cancerul de toate formele? Da, și aș vrea să îndemn și instituțiile școlare și autoritățile în general să facă mai multe campanii, să găsească soluții, mă gândesc... Și să nu dau o mână de ajutor uneori, ca să spunem. Da, să fie mulțumim. Puțin mai activ, adică da, totuși să da, fie mai ar fi activ foarte și să bine. Se implice. Da. Și așa cum spuneați, trebuie mai multă implicare, trebuie tinerii educați și nu numai, trebuie educați foarte mult. Organizații cum este a noastră nu pot face decât ceea ce le stă în putință și cred că facem destul de mult, dar dacă s-ar implica și autoritățile și instituțiile, unitățile școlare, cred că succesul ar fi oarecum garantat. Și scontat. Având în vedere că există anumite limite în ceea ce privește speranța renunțării la fumat. Da, bun. Câteva cuvinte de final. Pe tine nu te-am întrebat atât de mult, pentru că tu ai... Uite, ai cuvântul de final. Rog elevii să se apuce de sport. Probabil că o să-i ajute să se lase de fumat. Da, foarte bine. Uite, sportul înlocuiește, să spunem așa, acea... E o activitate foarte importantă pentru organism. Acea iluzie, să spunem, acel placebo care ți-l oferă țigara. Îți dă, spune că te calmează, dar sau nu te calmează, exact inversul. Bun, Toni Matei mă numesc. Și Gabriela Tortura, ca de fiecare dată, ne revedem mâine, începând cu ora 17. Ne găsiți mai nou și pe Facebook-ul nostru, Cetățean European, acolo unde vă răspundem la toate întrebările și o să aveți un răspuns sau un număr de contact unde puteți să ne apelați. Perfect, rog colegii mei încă o dată să mai vedem materialul, mai atenționăm puțin, mai tragem un semnal de alarmă. Iar până mâine, toate cele bune, la revedere! Toate cele bune! Că este dăunător, dar nimeni nu-și dădea seama cât este de rău. Cel mai îndelungat studiu asupra fumatului din lume arată că riscurile tutunului au fost subestimate. Până acum se credea că printre cei de vârstă mijlocie
rata mortalității este de două ori mai mare la fumători decât la cei care n-au fumat. Acum se știe că această rată este de aproape de 3 ori mai mare. De mii de vise mor în fiecare an de cancer. Dar există și o veste bună. Cei care părăsesc fumatul au perspective mult mai bune decât cei care continuă. Iar cei care se lasă de tutun nu au șanse mai rele de supraviețuire decât cei care n-au fumat niciodată. Studiul la care ne referim, care a durat 40 de ani și a fost efectuat asupra 34.000 de medici bărbați din Anglia, arată că fumatul crește riscul apariției a 24 de boli, din care amintim cancerul, bronșita și enfizemul pulmonar, boala coronariană, accidentele vasculare cerebrale. Aproximativ jumătate dintre fumători vor fi uciși de obiceiul lor. Cigarette is doing you damage. This is part of an aorta, the main artery from the heart. Smoking makes arterioles sticky and collect dangerous fatty deposits. This much was found stuck to the aorta wall of a smoker, age 32. Every cigarette is doing you damage. Studiul a apărut în British Medical Journal și a fost efectuat de Centrul de Cercetare a Cancerului din Oxford, Anglia. Autorii atrag atenția în special asupra diferitelor forme de cancer survenite datorită fumatului: cancer broncopulmonar, bucal, faringian, esofagian, gastric, pancreatic, de vezică urinară, de intestin gros și în special rect, precum și frecvența leucemiilor mieloide, a bolilor de inimă și accidentelor cerebrale întâlnite la fumători. Nicotina duce la dependență. E ușor să începi să fumezi, dar este foarte greu să te lași. Știați că fumătorii sunt mai frecvent implicați în accidente de circulație și comit mai multe încălcări ale legilor circulației decât nefumătorii? Cu fumul de tutun inhalat pătrunde în organism și oxidul de carbon, care, fixându-se pe hemoglobina din eritrocite, scade cantitatea de oxigen din sânge. Din acest motiv, fumătorii obosesc mai repede decât nefumătorii, reflexele lor devin mai întârziate și capacitatea de concentrare mai redusă. Concomitent, fumatul crește frecvența pulsului, crește glicemia și produce o secreție puternică de adrenalină. Aceasta înseamnă că fumătorii sunt mai expuși efectelor stresului, iar capacitatea lor de efort e mai redusă în comparație cu nefumătorii. Fumătorul expune la miile de substanțe toxice și pe cei care îl însoțesc. Știați că fumătorii suferă mai des de dureri lombare decât nefumătorii? În legătură cu cauzele și mecanismele acestui fenomen s-au incriminat mai mulți factori. În primul rând, fumătorii suferă adesea și de o bronșită cronică și tușesc mai des. Ne adresăm în special tinerilor, care au mai multă voință decât vârstnicii. Nu vă lăsați ademeniți de tutun, indiferent sub ce formă și indiferent cât de ispititoare pare folosirea lui. Iar cei care au căzut pradă viciului, pe aceștia îndemnăm să facă un efort de voință pentru a scăpa de un șir nesfârșit de suferințe.
Every cigarette is doing you damage. Chemicals from tobacco smoke get into your bloodstream and can damage the delicate blood vessels inside your eye. We now know that smoking is a major cause of irreversible blindness. Every cigarette. Every cigarette is doing you damage. Smoking creates blood clots, which can cause strokes. Some strokes kill, blind, or paralyze. Others you don't even know you're having. This is the result of a minor stroke in a smoker aged 38. Sponges with millions of tiny air sacs for transferring oxygen. Every breath of tobacco smoke attacks them. No wonder smokers feel short of breath. Their lungs are rotting. Every cigarette is doing you damage. New research shows how tobacco smoke attacks a vital gene which protects lung cells from cancer. One damaged cell is all it takes to start lung cancer growing.